Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la Fotoliul cu Ghimbi, aici pe Capital TV. Sunt Adrian Simeon, o emisiune normală de data aceasta, nu de promovare electorală. Facem o pauză în promovarea electorală și ne mai ocupăm și de administrația publică locală între timp, că parcă de câți candidați au perindat prin studioul Capital TV, a trebuit să beau destul de mult apă și uneori să mai iau și niște lămâie. Da, mă rog, asta este partea a doua și este problema mea strict personală. Îl avem ca invitat în acest moment, tocmai pentru a nu-l invita pe primarul comunei, pentru că domnia sa mai și candidează și nu are voie teoretic să apară în calitate de primar. Ar trebui să apară în calitate de candidat, dar pentru că am spus că nu facem o emisiune electorală și facem una de administrație publică locală, l-am invitat pe secretarul comunei Ilia, domnul Potecă Paul Cătălin. Secretarul comunei, bună ziua, domnule. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu plăcere, nici nu știu cum să mă adresez, domnul Potecă, domnul Paul, domnul Cătălin, domnule secretar. Vă rog să-mi spuneți Paul, cum îmi spun și ceilalți colegi din primărie, pentru că eu le-am spus să-mi spună simplu pe nume Paul. Mi s-a părut absolut normal să avem o relație nu de șef angajat, ci de colegi. Suntem colegi, în primul rând, la primărie. Și... Paul, tu ești secretarul comunei Ilia, da? Da. De cât timp? De aproximativ 4 ani sunt secretarul comunei Ilia. De ce, ceva vreme? Da, este ceva vreme. Când am venit acum 4 ani de zile, de fapt, când domnul primar m-a întrebat dacă vreau să fac parte din echipa primăriei comunei Ilia și să vin în calitate de secretar, pentru mine a fost ca o provocare, pentru că... Vă că un concurs, nu? O să ajungem și la... Da, înainte de a ajunge la chestia asta, ca lucrurile să fie foarte clare de la început, atenție că eu am talentul de a întrerupe foarte des. Da, nicio problemă. Mai ales dacă nu e promovarea electorală, îți dai seama că sunt în elementul meu. Accept orice fel de întrebare, nicio problemă. Pe tine te cheamă Paul Potecă și, din câte știu, e și eu prefectul județului de Hunedoara, Vasilică Potecă. Exact. Da? Eu îl știu și pe domnul prefect, am avut chiar emisiuni cu domnia sa. Din câte știu eu, Vasilică Potecă a început tot așa, ca secretar de comună, parcă pe la Turdaș. Exact. Acum foarte, foarte mulți ani, nu vă pot zice exact în ce an, că nici eu nu mai știu exact, și el a pornit tot ca secretar de comună. Iar eu, când m-am întors înapoi acasă, fiind proaspăt întors din Timișoara, unde am lucrat total altceva, adică lucram în consultanță, deci n-am avut nicio treabă cu administrația publică și știam despre administrație publică doar din cărțile de administrație publică de la, și cursurile de administrativ de la Facultatea de Drept. Și mi-a zis, uite, domnul primar Omotă nu mai are secretar la primăria comunei Ilia, nu mai vrea să te duci și să încerci și să vezi despre ce este vorba. Sigur că i-am spus... Da, mi-ar face plăcere să mă duc să văd despre ce este vorba și să-l ajut cu ce pot, doar că nu știu ce trebuie să fac. Da. Și atunci el mi-a spus, ok, nicio problemă. Dar, fiind absolvent de științe juridice, nu cred că era o greutate deosebită pe Ok, științele juridice te învață foarte bine partea teoretică, dar în administrație partea practică diferă foarte mult de partea teoretică, din punctul meu de vedere. Și atunci a zis tatăl meu, care la acea vreme nu se ocupa de, nu era implicat în alte proiecte, a zis, uite, o să vin eu cu tine o perioadă la primăria Ilia și o să mergem împreună și o să te învăț eu administrație și apoi trebuie să te descurci mai departe adică singur. Adică ai luat concursul pentru secretar și... Nu. Deci eu am fost angajat ca și... consilierul personal al primarului, inițial. Așa. Domnul primar mi-a spus așa, uite, vii, te angajezi consilierul personal al primarului. Dar vorbești foarte liber de chestia asta. Da, pentru că, ok, tatăl meu, să spunem că într-o oarecare măsură, m-a ajutat să ajung acolo. De acolo te-a ajutat sugerându-ți. Sugerându-mi. Mă gândesc că n-am făcut trafic de influență. Nu. Mi-a sugerat să mă duc acolo știind că domnul primar... caută un om. Ok, am ajuns acolo. Domnul primar mi-a zis, uite, te angajezi consilierul personal al primarului, care se angajează prin contract de muncă și nu trebuie să dai niciun concurs, să-mi dovedești ce poți. Și apoi
Este strict problema ta, dacă iei sau nu iei concursul. Dacă iei concursul, rămâi. Dacă nu iei concursul și altcineva, corect, este cineva mai bun decât tine, ne asta despărțim. Da. Asta este. Și, ok, după ce am ajuns la primărie la Ilia, prima provocare, să zic așa, care a fost, domnul primar mi-a spus în felul următor: vreau să schimbăm organigrama ca să facem primăria mai performantă. Adică primăria era ok, mergea bine, doar că voia ca la anumite capitole să exceleze mult mai bine. Și atunci, timp de aproape 4 luni de zile, am lucrat îndeaproape cu dânsul și împreună cu tatăl meu și am elaborat o nouă organigramă. Ați făcut o nouă organigramă pentru primăria Ilia? Exact. Am elaborat o nouă organigramă pentru primăria Ilia. Unde deja lucrurile au început să se schimbe, în sensul că am reorganizat compartimentul de achiziții, am făcut separat față de, era un compartiment mai mare, erau achiziții publice, taxe și impozite, le-am despărțit. Am despărțit taxele și impozitele. Da, de ce? De ce ați făcut lucrul ăsta? Tocmai pentru ca să nu se mai facă confuzie între ele și ca să avem și, în primul rând, și birouri separate. Birouri separate cu oameni separați, pregătiți tocmai pe aceste compartimente. Vă dau un exemplu. La taxe și impozite am făcut două compartimente. Un compartiment în care te duci, ți se emită chitanțele pentru anexa 24 ca să plătești impozitul și așa mai departe. Pe urmă ei, te duci la caserie, ai plătit, ți se eliberează din nou chitanța cum ai plătit, ai terminat și ai plecat acasă. Adică a simplificat lucrurile, nu? Înainte trebuia să te duci, funcționarul respectiv stătea, căuta în calculator, până ți emitea chitanța, după aia cât trebuia să plătești și așa mai departe. Adică am simplificat puțin lucrurile. Iarăși la registru agricol. Și acolo am simplificat lucrurile și bineînțeles că am adus oameni noi și am făcut, după ce am elaborat organigrama, am început să organizăm concursuri și să aducem... Asta e un pic apropo de concursuri. Zic unii că și-ar fi angajat primarul niște nemuri pe la primărie. Așa e? Bine, astea sunt... Am citit și eu pe... Corect. Sunt mici răutăți care, din punctul meu de vedere, nu trebuie băgat în seamă. Nu cred că domnul primar ar fi avut cum să-și aducă rudele sau ce se spune la primărie din momentul în care, în momentul când organizezi un concurs pe funcție publică, comisia este formată din reprezentanții ai primăriei și reprezentant ANFP, adică reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în teritoriu. Da. Nu văd cum s-ar fi putut angaja o rudă de-a domnului primar din momentul în care s-a dat un concurs, au fost la toate concursurile care le-am organizat, au fost minim 5 persoane prezente. Adică cum s-ar fi putut angaja pe Pile, zici tu? Exact, cum s-ar fi putut dar angaja e vreo pe rudă? Pile? Nu, din ce știu eu, aha, din cunoștințele mele, nu. Până la urmă, nu, dacă îmi zici că a fost cu concurs și nu personal contractual, atunci lucrurile sunt cât se poate de clare. Nu, dar și pe personal contractual s-a organizat concurs. Deși pentru personal contractual se organizează concurs și pentru pe funcție publică la fel. Deci, din punctul meu de vedere, totul s-a desfășurat perfect legal și reprezentantul ANFP tocmai a fost, a reprezentat, să zicem, Agenția Națională a Funcționarilor Publici tocmai pentru această legalitate și pentru corectitudine, în primul rând. Am înțeles, dar spune-mi, te rog frumos, cum ați reorganizat chestia asta? Ai spus că ați mai dat ceva concursuri, ați mai angajat ceva oameni? Ați mai restructurat ceva compartimente sau nu, ce ați mai făcut? Nu, din contră, deci, într-adevăr am angajat destul de mulți, să zic așa, oameni, adică aproximativ 20 ceva de persoane noi care au venit, care pot să spun că toți sunt tineri, sunt destul de bine pregătiți. Am încercat în așa fel să facem încât la fiecare compartiment să dăm șansa unui debutant să vină și să demonstreze ceea ce poate. Și eu cred că în momentul de față lucrurile se mișcă destul de bine, în sensul că fiecare compartiment știe foarte bine treaba și în momentul când avem de făcut ceva, un termen limită, avem de depus un proiect,
ne adunăm, colaborăm unii cu alții, împreună cu domnul primar și încercăm în cel mai scurt timp să ne mișcăm, să ne facem treaba. Vă dau un exemplu. Acum vreo 2 luni de zile a fost o întâlnire la primărie. A venit doamna ministru secretar de stat, doamna Vețuța Stănescu, pe care mulțumim pe această cale că a venit și ne-a vizitat. Și împreună cu domnul primar, de la Dobra și domnul prefect, s-a făcut o întâlnire pentru a se băga gazul în Ilia și în Dobra și a se constitui un parteneriat, o asociere. Ei, în timpul în care s-a desfășurat ședința și s-au stabilit anumite lucruri, domnul primar ne-a trasat niște sarcini. Ce să facem ca să începem deja să ne mișcăm cu lucrurile acestea? Vreau să zic că ne-am mișcat la foc automat și deja pe când s-a terminat ședința, parteneriatul era pregătit, avizele care trebuiau trimise din partea primăriei către minister erau toate pregătite și cumva ne-am mișcat la foc automat tocmai pentru ca să din dorința de a obține avizul și de a face proiectul pe fonduri europene și să-l și prindem. Păi bine, Cătălina, și cum stați cu gazul la Ilia? Deci momentan suntem în fază incipientă, în sensul că suntem la faza de studiu de fezabilitate și după ce se face studiu de fezabilitate și parteneriatul este deja constituit, deci parteneriatul între Ilia și Dobra este deja constituit și acum suntem la partea de studiu de fezabilitate. Când va fi gata studiul de fezabilitate, sper când o să mai vin într-o emisiune viitoare la dumneavoastră să vin cu vești bune și să-i bucur pe toți cetățenii atât a comunei Ilia cât și a comunei Dobra că vor avea gaz în fiecare casă din comuna Ilia. Pentru că gazul este chiar o necesitate, iar voi ați făcut acolo, din câte știu eu, o asociație de dezvoltare intercomunitară sau ce? Nu s-a mai făcut o asociație de dezvoltare intercomunitară, este un parteneriat constituit între comuna Dobra și comuna Ilia, un parteneriat constituit care s-a constituit printr-o hotărâre de Consiliu Local. Am înțeles. Da, investiții în comună s-au mai făcut, domnul secretar, că puteți să vorbiți despre ele. Sigur. Deci acum suntem în derulare cu un centru cultural în Ilia, care după mine, din punctul meu de vedere, eu zic că va fi chiar o perlă a comunei Ilia. Este o investiție destul de mare, din ce am înțeles, aproximativ 200-300.000 de euro. Va avea săli de spectacole, va fi dotat cu costume populare, va avea o capacitate de 800-900 de locuri, să nu greșesc, nu știu exact. Pe lângă chestia asta, ne-am mișcat foarte repede și am depus, deja este depus proiectul la CNI, pentru un bazin de not, care îl vom construi lângă centrul cultural. Un bazin de not închis, va fi închis, care va servi tinerilor din comuna Ilia. E din acela didactic sau... Un bazin de not didactic, cred că e, nu? Un bazin de not didactic, dar... Dacă e didactic, cred că va trebui să lăsați accesul gratuit și toate astea. Sigur, accesul va fi 100% gratuit și să sperăm că vom începe cât de curând lucrările la această investiție. Pe lângă asta, ce să vă mai spun, avem capele în aproape fiecare sat al comunei Ilia. Nu este o parte plăcută, dar trebuie să vorbim și despre partea asta, aceasta. Vom face un loc de joacă pentru copiii din comuna Ilia. Va fi o clădire pe care primăria a început să o reabiliteze și o vom transforma într-un loc de joacă pentru copii. Adică când copiii din Ilia nu vor mai avea nevoie să meargă la Deva, să închirieze un spațiu de joacă, să-și țină zilele de naștere alte lucruri. Da. Vor putea să vină la noi. Chiar la ei acolo în comună. Ideea este că stau și mă întreb de unde știți dumneavoastră toate lucrurile astea, dar e foarte simplu, din hotărârea de Consiliu Local, care vă trec prin mână și în hotărârea de Consiliu Local, dar și faptul că îmi place să merg pe teren, îmi place să văd stadiul lucrărilor. Cum să zic, mi se pare că un secretar trebuie să se implice în mai multe lucruri, nu doar strict partea de birou. Partea de birou... Da, păi de fapt fișa a postului, ce zice? Nu să stăți el cu legalitatea actelor. Eu sunt cel cu legalitatea actelor. De multe ori, ca să spun așa,
activitatea de secretar presupune mai multe lucruri. Că parcă înțelegeți? Înainte de a semna primarul, semnează secretarul, exact. Nu? Semnează adică dacă a semnat secretarul, poate să semneze și primarul. Și asta, cum să zic, ca să fii un bun secretar, din punctul meu de vedere, trebuie să ai și o bună relație și o bună colaborare și cu celelalte compartimente din primărie, dar în primul rând cu domnul primar. Domnul primar care este un tip destul de exigent și place să-și facă treaba foarte bine și nu cum să zic, nu ia pe ocolișuri niciodată. Adică este un tip direct. Dar câteodată, în calitate de secretar, trebuie să explic ce se poate și nu se, ce nu se poate. Și pricepe? Pricepe, da. Adică ați mai avut și frecuțe? Să zicem că uneori am avut și mici divergențe care le-am rezolvat împreună și cu calm și cu explicații pertinente. De ce este bine să facem așa și de ce nu se poate face așa. Uh-huh. Am înțeles. Păi asta spun că secretarul este cel care pune viza de legalitate. Pe lângă chestia asta, eu părerea mea că și un bun secretar trebuie să aibă o bună relație și o bună colaborare și cu cetățenii comune. Eu mă lovesc în fiecare zi cu diversi oameni pentru că eu emit anexa 24 ca să se facă succesiunea. Și îmi place ca fiecare om care întrece pragul să discut cu dânsul, să vorbesc frumos, să-i ascult problemele, să pot să-i dau un sfat. Și asta, de când am venit în primărie, chestia asta am militat-o față de toți colegii mei, și cei mai vechi, și cei noi veniți, să vorbească frumos cu omul. Asta e chestia care eu vreau și eu o impun ca secretar față de subordonații mei, să zic așa, uh-huh, din primărie. Uh-huh. Pentru că mie nu-mi place când te duci într-o instituție să te lovești de funcționari publici care sunt încruntați, care îți vorbesc urât și care, în loc să-ți rezolve problemele, te trimit acasă și pleci mai îndoit decât când ai venit. Deci și asta... să mai faci vreo 10 drumuri. Și să mai faci vreo 10 drumuri. După tine. La mine și la noi în primărie nu există lucrul ăsta. De fiecare dată când am văzut sau s-a întâmplat, poate vreodată, să văd un funcționar din primăria Ilia să facă lucrul ăsta, m-am dus, l-am luat deoparte și am atras atenția și am spus, ok, problemele ni le lăsăm acasă. La primărie suntem în slujba cetățeanului. Oamenii ăștia i-au dat un vot de încredere 4 ani domnului primar, noi suntem angajații domnului primar și a primăriei, în primul rând, reprezentăm pe domnul primar, da? Cum ne comportăm noi? Totul se reflectă asupra dânsului și domnul primar ne cere să avem o conduită bună, excepțională, să zicem. Da, bună. Așa. Ok? Și dacă dânsul nu acceptă să se vorbească urât cu omul sau se mai întâmplă într-o zi să fii nervos sau să fii supărat, trebuie să ne lăsăm problemele da, acasă. Asta nu e o scuză. Nu este o scuză. Să ne lăsăm problemele acasă și cum suntem la serviciu și suntem funcționari publici, ai statului și al primăriei Comunei Ilia, să ne comportăm ca atare. Bun, Cătălin, dar spune-mi, te rog frumos, cum percep oamenii activitatea voastră, celor din primăria Ilia? Sunt mulțumiți, sunt nemulțumiți? Ce crezi tu? Cum simți tu? Deci, în general, cum am simțit eu lumea și oamenii când vin la primărie, într-o oarecare măsură, știți cum vin? Vin cu probleme, vin nemulțumiți. Nu nemulțumiți de activitatea primăriei, problemele au care au. Au o problemă, da. Sau noi, ne au nevoie de un act sau să li se rezolve ceva. Tocmai prin chestia care am făcut-o, prin eficientizarea activității primăriei, prin digitalizarea primăriei, pentru că și asta a fost o parte importantă, am digitalizat primăria, am făcut o sală nouă de servere, am recablat toată rețeaua primăriei comune, avem un site funcțional, avem pagine de Facebook funcțională. Deci comunicați și pe social media. Sigur, sigur, comunicăm pe așa. Pe lângă asta încercăm să promovăm activitatea și prin diverse emisiuni. Și de obicei oamenii sunt mulțumiți și, cum să zic, cumva se bucură că am eficientizat lucrurile astea pentru că am redus timpul de așteptare, am redus cozile. Acum, știți cum e, cu pandemia asta, într-adevăr, poate omul este puțin mai nemulțumit că nu putem să mai lăsăm în primărie câți oameni veneau odată. Da. Și omul în general, știți cum este, câteodată este mai nemulțumit și pe această cale, dacă i-am supărat vreodată pe cetățenii noștri,
că i-am pus să aștepte foarte mult, ne cerem scuze, dar asta este vremurile în care trăim. Cu regulile de distanțare socială, cu regulile, de distanțare socială. Exact. Bun, aș vrea să te mai întreb ceva care nu ține neapărat de fișa postului pe care tu-l ocupi. Spune-mi, te rog, din punctul tău de vedere, Comuna Ilia s-a dezvoltat și se dezvoltă în continuare sau a rămas pe loc, deci, cum spun alții, și nu se dezvoltă? Discutam cu domnul primar și eu, când am venit acum aproape 4 ani de zile, am găsit o comună frumoasă, o comună bine aranjată, o comună ordonată. Îmi făcea plăcere, mi-a făcut plăcere de prima oară. Eu până atunci nu fusesem, de ce să nu recunosc, nu fusesem în Comuna Ilia, decât am trecut prin Săcămaș când mergeam spre facultate, spre Timișoara. Da. Și am găsit o comună bine pusă la punct, ordonată, flori pe margine. Mi se părea ca și cum aș fi într-un mic sătuc de undeva din afară, nici de cum în România. Dar în 3 ani jumate am observat chiar sub ochii mei schimbări și schimbări și schimbări. Ok, într-adevăr, poate omul nu observă, stând toată ziua în comună, nu observă schimbările care se fac sau lucrările. Eu cel puțin le-am observat. Am observat cum au început să se demareze proiecte noi pe fonduri europene. Am observat cum s-au asfaltat străzi. Asta vreau să spun. Știu că s-au asfaltat foarte multe străzi. Cel puțin în localitatea Ilia nu mai există casă care nu are asfalt până la poartă. La fel o să se întâmple și în celelalte sate. S-au asfaltat drumuri comunale care fac legătura între sate. Nu trebuie să mai ocolească prin alte părți ca să ajungă. Poate să ajungă direct dintr-un sat în altul. Deci lucruri care sunt vizibile, care eu le-am văzut cu ochii mei, am fost pe teren, am văzut, am stat de vorbă cu cei care lucrează. Sunt lucruri care se văd și eu cred că și sper că se vor vedea și în continuare, 4 ani de acum încolo, foarte bine. Și proiectele vor continua. Am înțeles. Care ar fi, eu știu, cea mai mare problemă în Ilia în momentul ăsta, din punctul tău de vedere? Există vreuna? Există mai multe? Ce ar trebui rezolvat urgent? Nu pot să spun că există neapărat o problemă majoră în Ilia în momentul de față. Problemele care ni le semnalează cetățenii sunt cele cu gazul și cu apa. Apa, câteodată. Dar nu e finalizată, e finalizată rețeaua de apă. Nu este în totalitate finalizată, încercăm. Deci nu e predată către apa prod încă. Nu toată. Deci nu toată. Dar porțiunea pe care e finalizată, pe care e predată, acolo sunt reclamațiile sau în alte părți? Nu, unde efectiv încă nu s-au început lucrările de apă și canalizare în anumite sate. Încercăm, facem eforturi, sunt depuse, este proiect depus, acum l-am depus de o lună de zile, ne-am mișcat la foc automat, am depus proiectul de pe o zi pe alta, l-am depus la compania de investiții și suntem în stand-by, așteptăm, facem eforturi și încercăm să obținem. Lumea trebuie să înțeleagă că se obțin greu aceste fonduri și ne zbatem, noi chiar ne zbatem și încercăm să facem să fie bine și încercăm să aducem apa și gazul în Comuna Ilia și eu cred că în următorii 4 ani vor fi demarate lucrările și vom realiza ceea ce ne dorim. Astea sunt cele două mari obiective care ni le dorim în momentul de față și domnul primar și le dorește și trebuie să înțelegem că fără răbdare nu se poate, dar că știți și dumneavoastră, face de pe zi pe alta. Știți și dumneavoastră cum se mișcă lucrurile și studiile, licitațiile, documentații. Studii, licitații, cum se mișcă lucrurile la București. Sunt niște chestii care noi tot ce putem și ce depinde de noi facem. Mai departe, treaba autorităților statului și celorlalte care ne aprobă sau nu ne aprobă proiectele acestea. Am înțeles. Cum e să fii secretar la Ilia? Pentru mine pot să zic că e cel mai frumos job. Nu știu cum să zic. Știți cum se zice că am citit odată la un moment dat o frază că dacă faci ce-ți place, e ca și cum nu trebuie să mai du-te și fă ce-ți place și nu o să mai muncești o zi în viața ta sau nu o să mai simți ca pe o muncă.
Eu așa o fac. O fac, fac lucrul ăsta de plăcere, îmi face plăcere, am o relație bună cu domnul primar. Este un tip corect, onest, un om care dă șanse, dă și a dat șanse tinerilor să dovedească ce pot. Îmi face plăcere ceea ce fac. Îmi place să cred că îmi fac treaba destul de bine. Nu pot să zic că cel mai bine sau sunt cel mai bun secretar. Îmi place să cred că îmi fac treaba destul de bine. Îmi place să cred că cetățenii din Comuna Ilie au o părere bună despre mine și sper că așa să rămână. Am înțeles. Domnule Cătălin, vă mulțumim pentru prezența la emisiune. Dacă doriți să mă adăugați ceva vis-a-vis de Comuna Ilie, o puteți face acum. Nu, cred că am adăugat suficient și sper să ne mai întâlnim peste ceva vreme și să vă mai prezint ce mai facem, ce proiecte mai derulăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mi-a făcut plăcere să fiu astăzi aici. Și dacă tot sunt aici, dați-mi voie să-i salut și pe cetățenii noștri din comună pe această cale. La cameră. Vă salut și sper că sunteți mulțumiți de activitatea noastră și cei care nu sunteți, vă aștept să încercăm să remediem ceea ce nu este bine și să ne spuneți ce ar trebui să facem în continuare să fie bine, ca și comuna noastră să prospere și primăria să se dezvolte împreună cu dumneavoastră. Domnule secretar, mulțumim pentru prezența. Vă mulțumesc și eu foarte mult. Stimați telespectatori, împreună cu noi a fost Paul Cătălin Potecă, secretarul Comunei Ilia. Vă mulțumim și noastră pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!